Când aveți de lucru în Fusion, vă recomand să îl deschideți din timp. Programul își face niște update-uri greoaie, regulate și care consumă foarte mult timp. Iar în timpul în care își face update-urile, încearcă să vă ofere suprafața de lucru ca și când ar fi activă, numai că o să meargă totul foarte greu și e preferabil să-l așteptați să-și facă update-ul și apoi să restartați programul. Să observați aici ceasul, peste care dacă există o cifră scrisă, înseamnă că aveți un mesaj. Clicați și vedeți că de regulă este un avertisment că are loc un update. Iar la sfârșit tot de aici găsiți posibilitatea să restartați programul. De-abia după aceea se poate lucra civilizat în el. Deci ăsta ar fi un motiv pentru care să vă deschideți programul din timp. Niște setări pe care vi le recomand, niște setări inițiale pe care vi le recomand ar fi aici, la preferență. Pe tabul general, aici. De setat axa Z în sus, dacă cumva e Y, modificați-o ca să fie toată lumea cu poziția sistemului de coordonate așa cum ne-am obișnuit din celelalte programe de modelare. Constrain orbit, altfel orbitul se desfășoară liber, obiectul se răstoarnă în toate direcțiile și e mult mai neplăcut de controlat imaginea. Reverse zoom direction. În caz contrar, rotița mouse-ului face ceea ce nu ne așteptăm, mărește când încercăm să mișorăm și viceversa. Pe alt tab, aici la default units, partea de design, alegeți unitatea în care preferați să lucrați sau în orice caz asigurați-vă că e o unitate metrică și nu inch sau picioare. Unitatea se poate schimba și la începerea unui fișier nou, dar doar atunci când îl începeți, nu mai târziu, nu după ce fișierul a început. Și la preview feature vă recomand acest mesh workspace să fie bifat ca să putem lucra cu toate spațiile de lucru, inclusiv cu mesh-uri. Apply în final și ok. Un căluț de șah, asta e ceea ce vă propun pentru azi. O să-mi creez un nou folder, căluț. Comanda de inserare a fișierului de imagine se găsește la Insert Canvas. O căutăm din computer, fiindcă n-am uploadat-o în prealabil. Și acum mi se cere fața pe care vreau să o inserez. Poate fi o față de solid sau una din fețele sistemului de coordonate. O să o inserez în front, în vederea frontală. Am clicat pe ea. Și aici apar niște opțiuni prin care am putea scala și muta obiectul. Dar deocamdată nu știm cu cât trebuie să-l scalăm. Iar o mutare logică s-ar face cu originea imaginii, să zicem, originea vederii laterale peste originea sistemului. Deci e oarecum inutil să o fac de acum, pentru că întâi trebuie să scalez și la scalare se va repoziționa. Cu alte cuvinte, între opțiunile inițiale pe care le stabilim, nu avem prea multe de făcut. Să fie bifat display through, ca imaginea să fie transparentă, să vedem și obiectele din spate. Și dacă e cazul, dacă cumva imaginea a apărut în oglindă, cum tocmai a apărut aici, există posibilitatea de a face flip orizontală sau verticală, astfel încât ea să alinieze corect cu planul de construcție. Ok. Acum urmează
scalăm imaginea și o să scalăm folosind o dimensiune cunoscută. Întotdeauna la o imagine de referință trebuie să cunoaștem măcar o dimensiune ca să ducem la anumită scară. Lucrul ăsta se face de la canvases, clic dreapta pe canvasul actual, calibrate. După care nu trebuie decât să arătăm clic prin două puncte, distanța de referință, care îi spunem lungimea dorită. Imaginea s-a modificat. Totodată, din momentul în care am dat comanda de canvas, a intrat aici prima operație, inserarea de canvas, a intrat în acest history care trebuie să se deruleze pe partea de jos a programului. Și o putem modifica oricând cu dublu clic. Pentru că acum am nevoie de o mutare care să aducă originea vederii din profil, să zicem, peste originea sistemului de coordonate. Nu este obligatoriu, dar e mult mai util să ne folosim de axele sistemului de coordonate pentru tot felul de simetrii, rotații și alte operații. Deci de câte ori un obiect este simetric, e preferabil să-l centrăm peste sistemul de coordonate. Doar că acum nu-l vedem. Nu-l vedem fiindcă el e stins de aici, din becul ăsta. Sistemul de coordonate are axe origine, axe și plane, care pot fi ascunse sau vizualizate și pot fi folosite în diverse operații ca și obiectele grafice. Și atunci o să facem mutarea desenului, astfel încât să se așeze aici. Nu e nevoie de cine știe ce precizie. În fond e doar o imagine în pixeli. Îi dăm OK. Și acum setup-ul e făcut. Și aceeași imagine poate fi inserată și pe alt plan. De exemplu, dacă am vrea să avem și vederea laterală pusă în spațiu corect, ea ar trebui adusă pe celălalt plan, vertical și translatată și rotită. Dar nu o să o facem. Modelarea propriu-zisă. Pentru a modela în acest program, de cele mai multe ori trebuie să ne creăm întâi schițe 2D, pe baza cărora se construiește un volum 3D. Planul de lucru o să fie următorul. Primul volum și cu al doilea prin intersecția lor, booleană, formează obiectul ăsta pe care îl mai intersectăm o dată și cu asta. Cum facem asta în mod concret? Creăm o schiță. Întâi trebuie să indic planul pe care vreau să lucrez. O să încep cu planul frontal și cu profilele vizibile în planul frontal. O să ne uităm în adevărată mărime la acel plan. Am clicat aici. Și de acum putem desena. Unealta de linie. Avem câteva foarte puține unelte aici. Despre deosebire de alte programe unde lucrurile abundă, dar sunt redundante, aici avem strictul necesar și o să vedeți că pentru o modelare parametrică așa e mai bine ca să folosim, să ne gândim foarte bine la obiectul pe care îl folosim și să-l folosim cum trebuie. Linie. Linia o să încep de aici. Vedeți că în setările făcute de mine, cursorul se agață doar de origine. O găsește și se agață. În rest, nu mai găsește nimic. La alții dintre voi, posibil să vadă și grid-ul. Grid-ul se activează sau dezactivează de aici. Grid settings. Snap to grid vă recomand să fie scos. Bun, încep linia de aici, din origine. S-a agățat de origine. Pe urmă, iată cum vrea să ne ajute. Când mă apropii de orizontale, detectează lucrul ăsta și face un fel de snap și încearcă să pună o așa numită constrângere. Constrângerea de a fi paralel cu orizontală. Aici vrem lucrul ăsta. Altă dată nu o să mai vrem. Aici la fel se ridică și încearcă să pună o constrângere. Constrângerea, poate observați, un mic semn albastru acolo, la baza segmentului, care apare când mă apropii de verticală. E constrângerea de perpendicularitate.
Vrea să deseneze perpendicular pe linia precedentă. Foarte bine. Fac click. Acum nu mai vreau să desenez o linie, vreau să desenez un segment curb. Deci fac click dreapta și OK. Segmentul ăsta curb, hai să facem și un arc de cerc, deși acesta nu e un arc de cerc. Dar ca să vedem mai multe unelte. Arcul de cerc desenat prin 3 puncte. Punct inițial, punct final, punct intermediar. Click dreapta, OK, fiindcă nu mai vreau să desenez alt arc. Am încheiat comandă. Să desenăm acum o curbă liberă cu comanda spline. Avem între spline-uri două tipuri deja cunoscute. Curba prin puncte de control, cum știu cei din Rhino, care vin din Rhino. Vedeți punctele de control? Seamănă, da? Cu curbele NURBS. Chiar este o curbă NURBS. Și curba spline prin puncte de interpolare care trece exact pe acolo pe unde clicăm. Și în loc de puncte de control are handle-uri pentru punctele de fit. Să folosim aceasta care e cea uzuală în Fusion. Clichez aici. Puține puncte. Cred că sunt suficiente 3. Hai să fie 4 ca să... Când am terminat, click dreapta. OK. Și ajustările se fac din handle-uri. Depărtarea de mijlocul segmentului crește raza de curbură, respectiv o scade. Iar înclinarea tangentei, bineînțeles că schimbă direcția curbei. E foarte flexibilă. Și poziția în sine a punctelor poate fi modificată, poate fi mutată. Vrem să producem o volumetrie, da? Pentru asta trebuie să fie super, super clar că avem nevoie de un contur închis. Un contur ca asta o să producă cel mult o suprafață prin revolve, nu o volumetrie închisă. Așa că o închid manual. Îmi desenez un contur cu forma dintr-o linie orizontală. Uitați, acum se vede foarte bine cum încearcă să pună constrângere. Și chiar dacă nu reușește sau dacă nu vrem să-l lăsăm, ne mișcăm mai strâm decât ar vrea el și așezăm ulterior constrângerile. Constrângerile se găsesc aici și unele se referă la două obiecte, altele la câte un singur obiect. De pildă, segmentul ăsta, dacă îl vrem vertical, l-am selectat și îi spun, fii vertical. La fel pot să selectez și pe ăsta să-l pun orizontal. Sau să folosesc opțiunea de perpendicularitate. Atunci trebuie să să selectez două segmente, ăsta și cu ăsta. Și am pus între ele semnul de perpendicular. Bun, și acum am produs o secțiune închisă. Faptul că este albastră ne spune nouă, e o secțiune închisă, bună de extrudat, rotit, folosit pentru a genera solidă. În momentul ăsta pot să închid desenul, finish sketch. Vreau să generez un obiect tridimensional de rotație. Îl găsim aici. Obiectele care pot fi create, obiectele solide, se găsesc pe tabul Create. O să le discutăm pe măsură ce avem nevoie de ele. Revolve.
profilul s-a selectat singur. Dacă nu faci asta, clicăm pe el. Acum ceea ce ne cere este axa. Iar axa de rotație care poate fi indicată drept axa desenată de noi. Sau, cum v-am spus, se poate lua de aici axa Z a modelului. E tot. Și unghiul de umplut e 360. Restul opțiunilor sunt opțiuni comune pe care o să le mai discutăm. Am dat OK. Pe măsură ce lucrăm, uitați cum se scrie aici istoria. Da, am inserat un canvas, am desenat o schiță, am făcut o primă operație de revolve. Acum, revenind la ce vrem noi să creăm, să desenez profilul căluțului ca o altă schiță. Da? Deci nu desenăm neapărat tot ceea ce e în plan frontal într-o singură schiță. Nu, de fiecare dată ne creăm profilele necesare pentru generarea volumelor. Nu este o greșeală să punem mai multe profile în aceeași schiță. Este totuși preferabil să le putem manipula distinct dacă ele sunt profile fundamentale pentru generarea formelor următoare ale modelului. Și atunci, da, am creat o schiță nouă, tot pe planul frontal, îl indic aici. Și desenez profilul ăsta. Acceptând sau ignorând constrângerile pe care le pune automat programul. Dacă s-a făcut albastru, înseamnă că s-a închis și e bun de folosit. Dacă vreau să văd bine ce am făcut, pot să ascund atât canvasul cât și body-urile create. Deocamdată există un singur body și aici. Și vedem că s-au așezat prin voia programului, s-au așezat deja niște constrângeri aici. Finish sketch. Vreau să văd body-ul existent. Cu ceea ce am făcut până acum, pot să fac extrugiune. Selectăm profilul. Spunem că vrem o extrugiune simetrică. Pierdusă selecția, pe o distanță suficient de mare ca să depășească obiectul. Aici nu trebuie să vă zgârciți. Dacă fac așa la limita, acum funcționează și o să funcționeze scăderea multă vreme. Dar dacă ulterior o să îngrași forma asta, că nu-mi place cum e, atunci o să înceapă să apară o greșeală așa. Da, asta după ce modific formele, fiindcă e vorba de modelare parametrică, voi face foarte multe modificări de formă ulterioare și voi aștepta ca rezultatul să fie mereu coerent. Din cauza asta, va trebui să învățați să evitați să vă dați cu stângul în dreptul și să faceți formele suficient de lungi ca să depășească orice modificare posibilă. Sigur că nu o să mă cu ea la infinit. N-are, nu o să fiu absurdă, dar le las mai lungi. Vedem că aici programul implicit face scădere. Poate că nu voiam scădere, poate că voiam, nu știu, intersecție. Da? Nu vreau intersecție. Sau join, reuniune. Nici join nu vreau. Sau nu vreau să fac acum un corp comun cu obiectul existent și să fac un new body pe care ulterior să-l modific cine știe cum. Și apoi să-l combin cu modele existente. Deci deocamdată facem cut. Ok. Și am făcut primul profil. Prima extruziune. Și ea s-a scris aici. Desenul celălalt pe a figurii de aici. Nu o să mai inserez încă o dată canvasul, o să desenez manual.
fără să mai urmez vreun canvas, și anume o să creez o schiță nouă, de data asta pe planul lateral, pe left. Pentru care desenez o linie. O să cobor după aceea desenul. Deocamdată îl fac în aer. Doar ca să vedeți mai bine ce fac. O linie și o curbă. Să zicem că asta ar fi intenția artistică. Ei, și deocamdată desenul nostru e foarte liber. Hai să începem să-l învățăm ce vrem de la el. Păi, vrem capătul ăsta, am vrea să stea pe aceeași verticală cu origine. Fără să fie nimic selectat, dau constrângerea și arăt punctul ăsta să fie pe aceeași verticală cu și clichez origine. Va trebui să ascundem obiectul solid ca să vedeți bine ce face. Acum, ce mai vrem? Păi mai vrem un simetric și în partea cealaltă. Aici oglindirea se poate face în două feluri. Fie desenez manual o formă nu neapărat simetrică, dar să fie desenată și apoi aduc constrângerea simetrii de aici. Fie dau direct comanda mirror, că nu vreau să desenez manual în prealabil. Mirror mă întreabă care sunt obiectele de oglindit, curba și cu linie, și care e axa de oglindire. Și pot selecta axa Z fie de aici, fie de aici, ca să o indic drept plan de simetrie. Ok. Bun, și am creat asta, pe care o să mai cobor. Dar din cauza simetriei, vedeți că pot să lucrez pe o singură porțiune. Și programul lucrează simetric. Urechile trebuie să se înscrie pe bucata asta de aici. Ca și în discuția precedentă, pentru a obține partea comună a volumelor sau ce vrem noi să scădem aici, trebuie să facem o formă închisă pe care să o extrudăm și pe care să o combinăm logic cu volumul de aici. Putem să o închidem tot pe exterior și să facem o scădere sau să o închidem pe partea de dedesubt pe aici. Și să facem o intersecție. Uitați, un caz în care poate aș vrea să păstrez simetria ca să modific mai ușor forma ulterior. Am desenat deja, deci sunt în al doilea caz în care am desenat elementele deja și cer simetrie la modul ăsta. Segmentul ăsta și cu segmentul ăsta să fie simetrici față de și indic axa Z. Vezi că a apărut un semn nou. Și acum se petrece asta. Bun, și acum am o formă care poate fi extrudată și intersectată logic de data asta. Intersectată logic cu obiectul de aici. Finish sketch, extrude, profilul e deja selectat, direcția simetric, distanța mare și, da, nu mai vrem cut, fiindcă l-am închis pe dedesubt, dacă îl închideam pe deasupra, vreau cut, vrem intersect, partea comună. Ok. Și aparent ne-a ieșit ceva, dar ceva care este parametric și poate fi modificat cu foarte mare plăcere.
Pe măsură ce o schiță a fost folosită, ea a fost consumată. Programul ascuns-o intenționat ca să nu ne mai deranjeze pe ecran, dar dacă vrem să le folosim ulterior ca să le modificăm, putem să le afișăm și să facem modificări. De pildă, aici, să fie mai slăbuți. Vedeți? Operația de intersecție calculată imediat și rezultatul e vizibil. Și forma căluțului poate fi modificată. Dacă vrem detalii cum ar fi tangenta, trebuie să intrăm în schiță. Da, deci când avem nevoie de asemenea detalii, ne ducem la schița respectivă, Sketch 1, dăm dublu clic pe ea. Și acum putem modifica și tangenta. Dar când dăm dublu clic pe un obiect, înseamnă că intrăm la nivelul ăla, deci practic ne întoarcem în istorie. Vedeți că astea s-au făcut gri. Și câtă vreme modific aici, nu mai pot să acționez pe zona gri. Când dau finish sketch, istoria e recalculată și se întoarce să ne arate rezultatul. Deci iată că avem o unealtă foarte flexibilă de modelare. Fiecare din schițe poate să suporte modificări. Ca strategie, am avut grijă pe cât posibil să nu leg lucrurile unele de altele. Dar uneori suntem obligați să legăm lucrurile. De pildă, aici ar fi frumos să fie dus exact până aici, nici mai sus, nici mai jos. Dacă selectez punctul și trag de el, nu vreau să-i crăp capul căluțului, dar nici să-i lipesc urechile așa. Păi cum fac asta? Păi cum fac asta? Înseamnă că rezultatul produs de extruziune trebuie să se oprească exact aici. Eu, după cum vedeți, manipulez lucrurile din schițe. Și atunci trebuie să rezolv asta din schițe. Asta ce înseamnă? Că punctul ăsta să coboare până la cota acestei muchii, care e rezultatul acestui punct extrudat. Da, aceste două puncte ar trebui să stea la aceeași cotă. E, lucrurile nu sunt așa de simple cum ați văzut că am pus constrângeri în cadrul unei schițe. Nu pot să pun constrângeri între schițe diferite. Ce pot să fac? Pot să-mi aduc elemente din afară, elemente din spațiu, din alte schițe, din geometrie, din ce mai aveți voi pe acolo, și elemente ajutătoare, eventual, să le aduc într-o schiță, să le proiectez într-o schiță. În cazul ăsta, o să proiectez punctul ăsta în schița a treia, în schița asta cu urechile. Fac lucrul ăsta cu dublu clic pe schiță. Am intrat în ea și putem să ne uităm așa. După ce am intrat în ea, intru la creație, penultima unealtă e Project Include. Cu Project aducem obiecte din afară, vezi că geometrie din afară poate fi proiectată în schița noastră. Sau punctul ăsta s-a proiectat în schiță. Ok, doar de atât aveam nevoie. Și atunci pot să-i pun o constrângere de coincident și să-i spun că punctul ăsta trebuie să stea aici. Puteam să selectez și invers, să știți, doar că asta n-ar fi făcut ca proiecția să se urce aici. Proiecția e un lucru determinat, e un lucru care vine din afară și mai ales vine dintr-o schiță preexistentă. E o informație din schița 2 care se proiectează în schița 3. Din cauza asta nu pot modifica proiecția. Deci, dacă încercați să trageți, mutați, faceți orice, apare semnul ăla, ne arată că e proiecție. Proiecțiile sunt figurate cu MOV și proiecțiile nu pot fi modificate dintr-o schiță. Putem modifica originalul și atunci se modifică și proiecția lui. Drept pentru care, dacă fac o selecție inversă la coincident, îi spun întâi punctul ăsta să stea coincident cu ăsta,
Tot aia a făcut. Le-a adus să se suprapună, dar a mutat ce se putea muta. Fine sketch. Să vedem rezultatul. Să vedem ce se întâmplă în cazul mutărilor. Asta nu mai pot să mut de capul lui. În schimb, pe ăsta pot să mut. L-am ridicat. Proiecția s-a actualizat. Urechile s-au... V-ul s-a ridicat și solidul s-a actualizat. Și asta e modelare parametrică. Este regulă și nu geometrie chioară. E definiția geometrică obținut. După care trecem într-o nouă fază de proiectare, dar cert e că etapa asta de căutare formală are multe avantaje odată ce lucrăm parametric.